PES Activist România continuă campania Zâmbete de Sărbători. Președintele coordonator PES Activist Mehedinți, Alexandru Cojocaru, a mers în comuna Gârla Mare alături de primarul Baicu Dumitru și consilierul județean Bogdan Simcea, la o familie cu doi copii pentru a le oferi toate cele necesare unor sărbători mult mai fericite. Campania Zâmbete de Sărbători este o campanie inițiată de Victor Negrescu, coordonator PES Activist România, și Gianina Sitaru, secretarul executiv al organizației. A fost realizată de Ambun și în județul Mehedinți, cu sprijinul și susținerea președintelui Partidului Social Democrat Mehedinți, Aladin Georgescu, care este mereu alături de mehedințeni. Acțiunea Zâmbete de Sărbători, inițiată de europarlamentarul Victor Negrescu și de secretarul general al PES Activist România, Gianina Sitaru, a ajuns și la Gârla Mare. Ne bucurăm ca de fiecare dată, în fiecare an, pentru că aceste acțiuni au devenit o tradiție și în județul Mehedinți. Ne bucurăm că am reușit să le oferim acestor copii minunați o clipă frumoasă, niște momente plăcute în care am reușit să podobim împreună bradul. Pe lângă cadouri și pe lângă dulciurile de care s-au bucurat foarte mult, cred că cea mai importantă parte a acestei acțiuni este aceea că am reușit să petrecem niște momente frumoase împreună. Astăzi, președintele coordonator PES Activist Mehedinți, Alexandru Cojocaru, a mers în comuna Gârla Mare și alături de primarul Baicu Dumitru și de consilierul județean Bogdan Simcea au dorit să le aducă zâmbetul pe buze unor copii în pragul sărbătorilor de iarnă. Pune-și-o în mână! Desfă-și-o, hai! Pune-i globulețe! Primarul comunei Gârla Mare, Baicu Dumitru, cunoscut drept unul dintre cei mai performanți și implicați primari ai județului Mehedinți, a fost mereu alături de comunitatea sa și, în prag de sărbători, alături de tinerii implicați, să le aducă o mică bucurie. Vă zic bună ziua și bine ați venit în comuna Gârla Mare și totodată la familia Ștefan, unde ne aflăm acum, pentru împodobirea bradului de Crăciun, în prezența celor mici. Ne bucurăm că ne-ați onorat cu prezența dumneavoastră și mulțumim celor care au contribuit la susținerea acestei activități, așa cum este domnul Victor Negrescu, europarlamentar, cum sunt domnii de la Consiliul Județean, domnul Aladin, președintele Consiliului, domnul vicepreședinte Ionică Negru și nu numai. Copiii au rămas impresionați de darurile primite, iar împodobirea bradului a fost surpriza zilei. Bucuria li se putea vedea pe chipuri. Te ridic eu? Hai. Da? Hai de sus. Hai de sus, sus, sus. Mare, 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 mare. Spune bine acolo, să nu pice. Fac-o bine. Gata. Ah, doamne, pricepe la brad. Te bucură aceste cadouri pe care le-ai primit astăzi? Da, mă bucură foarte mult. Am împodobit și bradul împreună. Da. În ce clasă ești tu? A cincea. Și ce-ți dorești să-ți aducă Moș Crăciun? Cel mai mult îmi doresc să-mi aducă un skateboard. Cum te cheamă pe tine? Andrei. Și câți anișori ai? 6. Te bucură aceste cadouri pe care le-ai primit astăzi? Da. Și ai văzut, am venit aici să împodobim bradul împreună. Mhm. Ai pus globulețe? Da, am pus. Ce-ți dorești să-ți aducă Moș Crăciun? O mașină pe telecomandă și un avion. Consilierul județean Bogdan Simcea și-a dorit să participe și să susțină această campanie Zâmbete de Sărbători din cadrul PES Activist România. Mă bucur să fiu alături de domnul primar și, ce este cel mai important, ne bucurăm că am reușit să le oferim acestor copii un zâmbet înainte de sărbători. Aș vrea să le mulțumesc și tuturor celor care au fost alături de noi pentru a reuși să facem aceste acțiuni, președintelui PSD Mehedinți Aladin Georgescu, cât și parlamentarilor PSD Mehedinți. De la suflet la suflet, mânați de spiritul Crăciunului, voluntarii au ajuns în casa unei familii cu doi copii din comuna Gârla Mare. Aceștia au rămas plăcut surprinși de inițiativa tinerilor care le-au trecut pragul. Foarte frumos. Ce pot să vă spun? Sărbători fericite. Să avem sănătate. Deci vă bucură această acțiune. Da. Deci foarte mult, mai ales pentru cum este și cu pandemia aceasta, este bine să copiii să bucură tot timpul vin sărbătorile. De cadouri, ca așa am fost și noi la rândul nostru, așa? Foarte frumos. În primul rând, copiii se bucură și vă mulțumim. Mă rest, ce să vă spun? Așteptați la această zi? Nu, nu ne așteptam. S-a mai întâmplat până acum, în alți ani?
Nu, nu ne s-a mai întâmplat. Ne bucurăm, ce să spunem. Am văzut că și copiii au fost foarte bucuroși. Ei sunt cei mai bucuroși. În perioada de dinaintea Crăciunului, oamenii cu suflet mare vin acum mai mult ca oricând cu pachete cu cadouri, hăinuțe sau jucării.